Târgurile de Crăciun de la Sibiu și Craiova și-au deschis deja porțile. Publicul este așteptat până la începutul lunii ianuarie să se bucure de surprizele pe care organizatorii le-au pregătit. Lumini, atmosferă, căsuțe, patinoar sunt doar câteva dintre motivele pentru care încă din prima zi la târg au ajuns sute de oameni. Așa a arătat prima zi a târgului de Crăciun din Sibiu. Ca în fiecare an, târgul este organizat în Piața Mare. Sute de sibieni și turiști au venit pentru a se bucura de cele peste 100 de căsuțe, de patinoar, de roata panoramică și de atelierul lui Moș Crăciun. Și la Craiova este deja atmosferă de sărbătoare. 1 milion de luminițe s-au aprins, iar vizitatorii s-au bucurat de atmosfera de poveste. Atmosfera de poveste a făcut pe cei care au venit la târg să intre în spiritul Crăciunului, iar cei mici se gândesc deja la cadourile pe care le vor lua de la Moș Crăciun. Trebuie să vorbești cu moșul? Da. Ce vrei să-i spui? Că-l iubesc. Și ce-ți dorești tu? Vrei să-i ceri și ceva? Un scaun nou. Un scaun nou. Un scaun nou de birou? Da? Aglomerația mare a fost și în cazul celor care au așteptat 10 de minute pentru a face poze cu Moș Crăciun. Aici, răbdarea copiilor a fost pusă la grea încercare. Și ce aștepți aici? Să fac o poză cu moșul. Și vrei să-i și cer ceva? Da, i-am făcut o scrisoare și vreau un birou și câteva Lego-uri. Da. Mi se pare foarte frumos. Suntem încântați. Da, este... Față de ce a fost în ultimii ani, e foarte frumos. Se vede că s-a mai înnoit, s-a investit. Da. Da, și cred că e un lucru benefic pentru Craiova, pentru că chiar am suferit în ultimii ani cu pandemia asta. În deschiderea târgului de Crăciun de la Craiova, organizatorii au pregătit și un concert. Început? Da, am fost fișoară. Simțiți așa cumva că se apropie sărbătorile? Da, da. E mai repede Crăciun. Ce vă place? Totul. Luminițele, bradul. Da, lumea, baia de lume, mulțime. Foarte bine. Uite, acum am venit astăzi, am ajuns la Sibiu. Renii sunt puțin obosiți, însă totul e pregătit. Multă lume, copii fericiți, cu minți, majoritatea, nu mă așteptam. De acum acolo să vedem ce o să fie zilele acestea. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, la Sibiu, la Târgul de Crăciun 2022-2023. Târgul de Crăciun din Craiova se desfășoară în 5 piețe și va rămâne deschis până pe 8 ianuarie 2023, iar în Sibiu târgul va fi deschis până în 2 ianuarie 2023.